Persoanele fizice care au plătit integral obligațiile datorate bugetului local pentru anul 2015 până astăzi, inclusiv au beneficiat de bonificația de 10% la taxa de habitat, impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport. La Râmnicu Sărat, 10 de persoane au venit și astăzi, în ultima zi, pentru a-și achita dările și pentru a beneficia de reduceri. Unii contribuabili și-ar fi dorit să achite cu cardul pentru a scăpa de aglomerație, însă primăria nu are încă un astfel de sistem. Am plătit impozitul. Ați vrut să beneficiați de reducere astăzi, în ultima zi? Una la mână și a doua să scap de grijă. Am venit să plătesc impozitul la casă, să nu, și așa sunt destul de datorii. Ați beneficiat de reducere? Ați vrut să beneficiați astăzi în ultima zi? De reducere, da, da, mai sunt de plătit. Mai e mașina. De la primărie să bage cititor de card. Când vin să plătesc aici, să plătesc cu cardul, să nu mai plătesc numerar. Lei. Va fi mai ușor? Da, va fi mai ușor. Cei care au plătit astăzi taxele sunt mulțumiți de economii, chiar dacă reducerile nu înseamnă mare lucru. Cât de mult contează pentru dumneavoastră această reducere de 10%? Foarte mult, foarte mult, pentru că avem un atelier și muncesc 3 inși și acolo, 3 nepoței, iar s-a făcut 7 lei. Cu ce s-a achis datoriile? E o sumă mai mare, 2 mașini, apartament și 600 de mii. Este 60 de lei, nu-i de gol. Contează ca să mai mersă și mi dea ciocolată, de ceva așa mai dulciuri pentru mine. La Râmnicu Sărat, încasările din primul trimestru al anului 2015 sunt mai mari decât cele din aceeași perioadă anului trecut.